Să înțeleagă și lumea cu ce bani s-a aruncat, iată, Iulian Nunucă, pe bagnota de 100 de ron. Și pe bagnota de 100 de dolari. Deci cam asta e convertibilitatea. Și totul e în favoarea lui Iulian Nunucă. Aplauze și mulțumim tarafului Emil Poche. Mulțumim frumos. Minunați oamenii. Ce moment l-a făcut pe Smiley să arunce haina după el. De ce? Bă, ce să ne... Vorba... Mai votăm? Ce facem aici? Băi, dacă să continui povestea mea epică prin baruri după și cluburi. Dimineața, asta da? Deja e la 6 dimineața când se servește ciorba de potroace. Așa. Bă, hai, cât mai avem ca să încheiem aici, să mergem să petrecem și noi Crăciunul. Ce îmi pare mie? Sunt cum? Ca ieșit șoricelul din gaură. Băi, n-am ce să vă spun, e talent pur. Tudor ăsta nu mă așteptam să cânte în halul ăsta. La tine mă așteptam, dar el... Bă,
N-ai băut cu el, n-ai fost cu el la șpriț? Ba da, dar n-am ajuns până la 6 dimineața, știi? Adică n-am trecut de pragul ăsta. Noi avem niște... Da, deci sunt șocat. Cursuri sunt, sunt șocat, foarte plăcut, surprins, un moment foarte bun. Prima oară când se cântă treaba asta la Vocea României și mă bucur că Tudor Chirilă a deschis cutia Pandorei. Wow! Și vorba aia, a avut și buget. Pentru că o asemenea melodie presupune și buget mult. Păi am văzut, deja a cheltuit premiul. Aș putea să spun că mă bucur că cineva mi-a deschis ușa și pe vreau să spun atât. Ce ai tu e de la Dumnezeu, 100%. Și e munca ta pe lângă toate astea. Ai datoria să întorci mult bine în lume pentru ce ți-a dat Dumnezeu. Iar tu, Dor, cred că cu ce a făcut cu tine în sezonul ăsta la Vocea României, s-a achitat de o mare parte din datoria lui față de univers. Bravo! Față mulțumim din suflet! Deci poți juca liniștit ce joci tu. Irina Rimes! Ăsta ești tu! Ăsta ești! Poți fi în multe feluri. Am observat asta pe parcursul concursului, dar ăsta ești tu. Eu vreau să fac cunoștință cu nouă nunucă. Băi, eu mă gândesc că ăsta e Chirilă. Eu vreau să fac cunoștință. Ăsta ești tu. Ăsta ești tu. Felicitări. Ăsta ești. Adevărată. Denis. Adevărată. Adevărul e, Iulian, că tu poți să fii cum vrei, man. Cum vrei tu, așa fii. Simte-te liber să fii așa cum ești, pentru că ești minunat. Nu am de adăugat nimic. Momentul a fost extraordinar și felicitări lui Tudor că a avut curajul și a ieșit total din zona lui de confort și s-a descurcat de minuni. Felicitări amândorora. Eu n-aș zice că a ieșit Tudor Chirilă din zona lui de confort. Eu cred că l-a băgat în zona lui de confort. Pe asta ascuns, pe ascuns, el, asta e zona lui. Atunci când vama iese din zona lui de confort. Discul ăsta cu piesele cântate de Dumitru Dona Siminică, care a fost băiat de violonist, de lăutar și a fost zidar până la peste 40 de ani, din câte am înțeles, după aia s-a apucat să cânte. L-am tocit cu Cătălin Ionescu, Flower, care nu mai este printre noi, a murit acum vreo 2 ani și cumva momentul ăsta îl dedic lui pentru că pe la 22-23 de ani el m-a inițiat în muzica lăutărească de mare calitate și de atunci am așteptat băiatul ăsta ca să pot să cânt și eu într-un cadru organizat, ca să zic așa, această piesă. Îți mulțumesc, Iulian, că m-ai acceptat. Eu, de data asta lasă-mă pe mine, te rog eu. Eu îți mulțumesc că ai apărut și că am putut să cântăm cântecul ăsta împreună, eliberați de orice fel de constrângeri și... să ceapă șpriț.